asta, am, sper eu să am șanse să duc exercițiul la capăt. Hai, să vedem cum propuneți. În loc de Y0, punem la mâine la doua. Așa. Sau ca la de Y0, da? Exact, da. Sau dacă aduceți la același numitor, vine... Dacă nu ce vedea de Y0. Ce mai rapid așa. Și zice, 2Y0. Ce vorbește acolo? Miruna, când am vorbit, 2Y0 la fel. 2Y0 plus 4 pe 3Y0 minus 4. 4 pe 3Y, cât ai spus? Y0 minus 4. Minus 6 tot la pătrat. Da. Plus 4 Y. 4 pe 3. X0 minus 4 plus 4 tot la pătrat. 4 tot la pătrat, egal cu 100 ani continuă. Echivalent. Echivalent cu... Deci ați împărat de dacă altceva n-aveți. Hai, 2 X0 la pătrat. Plus. Plus... Hai să aduci la aceeași viitor. Minus 4 minus 6 fac minus 10. Minus 10 și... 4 x 0 minus 30, da? Da, minus 30 supra 3, supra pătrat. Da. Plus, pon, acolo e 4 pe 3, x 0 tot la pătrat. Adică 16 pe 9, 0 la pătrat, și 100, deci vale, vale, Maria cu... Cu 2 x 0 la pătrat, la pătrat și vine 16 x0 pătrat. 16 x0 la pătrat. Minus 8 ori 30, 8 ori 3, 24, 240 x0. Plus 9 x0, da. Plus 9 x0. Da, Maria, nu vă așa, deci Maria 900, totul supra 9. Plus 16 x0 pătrat. Așa, egal cu 100. Echivalent cu... Hai să scăpăm cu numitorul. Nor 2, 18. Vorbește egal, adică 18 x0. 18 x0 pătrat plus 16 x0 la pătrat minus 24 x0. 240 x0 plus 900 plus 16 x0 pătrat egal cu 900. Egal cu 900. Ai 900 și într-o parte și 900. 900 și 900 se duce. Da. După avem 26 x0 la pătrat și cum 26? Ai 50. 30. 50. Îți face 50, 32 și 18, 50, da? 50. 50 x0 pătrat. Minus 240 x0. Sau egal cu 50 x0. Egal cu 0. Da, sau zice, de dat egal cu 240. 240, domnul profesor. Da, 240 x0. X egal cu 0. X0 egal cu 0, nu? În... Să lăsăm așa, minus egal cu 0, da? Echivalent cu... Dăm valori. Adică 3 factor x0. Deci scoatem un factor comun în cine? X0. 10 X0, nu? 10, merge. 10 X0 pe lângă 5. Maria vorbește 5 X0. 5 X0 minus 24. 24 egal cu 0. Echivalent. Când un produs egal cu 0? X0, 0 sau... Pe rând, fiecare cu șansă să fie 0. Deci, deci dacă mă dacă 10 nu va fi x0 egal cu 0 sau o altă variantă. X0 egal cu 24 cu 5. X0 egal cu 24 supra 5. Deci am două variante. X0 egal cu 0 și X0 egal cu 24 pe 5. Și acum să vedem pentru X0 ăsta care este Y0 corespunzător. Deci, Y0 va fi egal cu minus 4, da? Deci, de aici, Y0 egal cu minus 4. Și atunci, e în prima, fi odată, într-o primă variantă, de ce coordonate? E în prim de coordonate 0 și minus 4.
4 este punctul A. Fals. Nu se poate fi așa. Da? Egal cu A de coordonate 0 și minus 4. Fals. Și atunci, hai să mergem pe varianta a doua. Și Y0 în condiție de zăbat egal cu 4 pe 3 ori 24 pe 3. Deci 4 pe 3 ori 24 pe 5 minus 4. 4 și egal cu 3 pe 24 3 pe 5 4 ori 8 32 pe 5, da? 32 pe 5 minus 4 și facem 32 minus 20 supra 5 și face 12 pe 5 și avem punctul E în prim de coordonate 24 pe 5 da 24 pe 5, respectiv 12 pe 5. Ăsta este punctul 24 pe 5 și 12 pe 5. Și acum știind M prim? M prim e după formulă. După formulă, M prim aflăm repede distanța de la punct la punct. Exact. Da? Deci vedeți, trebuia gândit aici. Ceva, chiar era gândit. Adică, au fost. Atunci vă spun un lucru. Ce lucru vă spun de fiecare dată? La matematică nu trebuie să fugi după formule, ci să gândești concret. Nu, există o formulă, să spunem, pentru a găsi distanța la ochiul nostru. Da. Dar eu nu știu asta. Și nu vi s-au dat pe la clasă distanța la ochiul la o dreaptă ca formulă. A, nu. Este o formulă? Există o formulă, dar nu cred că s-a dat. Nu mi s-a dat, nu. Trebuie așa. Așa trebuie gândit. Da. Ce să fac eu altfel? Păi, stă o secundă. Punctul e în prim pe cine s-a luat? Pe dreaptă. Și aici verifică ecuația dreptă. Deci a spus că punctul, fiind pe dreaptă, coordonatele sale verifică relația dreptă. Deci este prima relație aia care a zis 4 pe 3, 0, minus 4, egal cu Y0. Și a doua relație e Pitagora. Și a doua e Pitagora. Și găsim X0 și Y0. Da. Distanța asta o scăpată, cateta asta e iar și o scăpată și Pitagora și asta la pătrat, s-o împărăm pe catetă. Așa. Și e în prima acum, că am găsit-o. Mă am văzut, poate face și altfel. Dă tu altă idee. Hai să facem ceva. Facem teorema lui Pitagora. A, O, B, ca să aflăm sinus de A. Să triunghi eu A... De sinus de A, ca să aflăm M în prim. B. Deci, în triunghi eu A, O, B, să afli sinus de unghiul A. A. E O, B... Cateta A. O opusă. Cateta opusă. Și ipotenuză. Și ipotenuză A... A... Așa. A, B, pe care o afli, frumos, da, distanța. Așa. Și după aia o să dea acolo că e sinus de 4 și 5. Deci, îți va da valoarea sinusului, nu are importanță, sinusul, da? Da, și după aia mergem în triunghiul mare, și te mai pot duce sinus egal ca atâta opusă asta. Da. Supraipotenuză. Supraipotenuză. Și deci aflăm pe M. Și aflăm pe M în prim ca valoare, da? O altă idee foarte bună. Deci, el da, spune deci, așa. Da, de ce sinusul ăla că se zic, e de 4 și 5? Deci hai să facem și noi concret. Soluția a doua. Da, e dreptul din chisă șef. Da. Nu știu. Ba da, dacă zici că e de 45, te dai de 45. Nu știu, nu e corect să fie de 45. Păi 3, 4, 5 și așa o să ne dea 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5. Nu merge categorice. Deci triunghiul e dreptunghic. E dreptunghic. E dreptunghic, nu e isoscel. Vezi, Adi, nu putea de 45. Ideea, este ideea bună. Merită să o luăm pe seama. Chiar mai rapidă. Mai rapid, ia să vedem, Ioana, mai rapid, ia să facem sinus de... Ce trebuie? De mașe de rapidă, domnule. Într-o duga OB, da? Da. Ce trebuie? A, O, B. De ce? Sinus de unghiul A. Sinus
sinusului alfa, egal cu cateta opusă, OB. OB. Supra AB. Supra AB. Și OB este de 3, iar AB prin Pitagora e 5. Sunt numele pitagorice, nu? 3 pătrat cu 4. Da, făceam, dacă nu, e bine, da. Da, okay, 3 pe 5. Da. În triunghiul A, A, M, prim, A, M, M, prim, sinus de unghiul A va fi egal cu cateta opusă, adică M, M, prim, M, M, prim, supra ipotenuză A, M. Și mână prim, nu știu, nu prim, supra am, nu știu, 10, da? Și egal cu 3 pe 5. Și de aici, în același sinus, ca număr, deci 3 pe 5, egal cu mână prim, supra 10. Păi de aici era indiziat. De aici mână prim egal cu 6, nu? Da. Mână prim egal cu 6. Foarte rapid, foarte rapid. Iată diferența între munca noastră dinainte și munca celui care a văzut ideea asta deosebit total. Da? Deci, cred că soluția rapidă, corectă, nu corectă. Corectă e una și cealaltă. Și cealaltă. Dar rapid. Cea mai rapidă este asta. Deci, vreau că este rezolvată? Deci, sinusul în triunghiul ăsta. Și sinusul triunghiului celălalt. Altfel, am mai putea face și prin asemănare. Triunghiul de ăsta este asemănat cu triunghiul mare. Ia să înțelegem așa. Păi de ce? Pe A sunt dreptunghici amândouă. Da. Și amândouă A comun. Am înțeles. Da. Triunghiul. Triunghiul mare o A prim, nu? Sinusul, pe care te-a opusă, o prim, nu? Supra A. Care? În OAB. Nu, A, mă prim. O, A. Nu, M, A, mă prim. M, A, mă prim, sinus pe cateta opusă, M, mă prim. Supra cateta opusă. Da? Supra, deci, o altă idee ar fi asta. Triunghiul O, A, O, A, O, A, B, da, o AB este asemenea cu triunghiul A, M, M, prim. Motivul unghiul A comun și unghiul ăsta O și M prim O, măsura lui O egal cu măsura lui E prim. Și s-a făcut o înțeleagă. Și știe motiv pentru a fie să se asemene. Și atunci noi este ce trebuie să scriu. La numărător O, A, B. Și la numitor A, M, M prim. O, A egal O, B egal și A, B nu? Și O, A. O, A. E văzut de unghiul ăsta din B. Hai să-l luăm pe cealaltă. O, B. O, B. Privește unghiul A. Nu, tot unghiul A vede și pe el, mă mătrim. Deci și supra O, A supra O, B. O, B supra nu mă mătrim. A, B. Supra A, M. Supra A, E, M. Și suficient aici. Și rămâne A, mă prim, da? Unii ne oprim, cred că la asta. O, B, știu cât este mare. Eu, 3. O, B este 3. Supra M, mă prim, nu știu. E egal cu A, B, care este 5, ai spus. Nu? Da, 5. Supra numărul 10. Și este egal. Numărul 10, sigur că da. Egal cu 6. Deci, aici s-au plicat. Soluții mult mai rapide.
soluția... Aia cu sinusul, cea mai rapidă. Sigur că da. Deci a doua soluție și a treia soluție, asemănarea tot atât de rapidă. Da. Tot atât de rapidă. Imaginează sinusul din urmă. S-a ascunde, de fapt, asemănarea, dacă vreți, în soluția a doua. Asemănarea celor două triunghiuri. Deci aici v-ați oprit. V-ați oprit. Am făcut graficul. Să fie sănătoși. Am avut punctul A, punctul B, 5 puncte, dacă îmi dă 2, 3, la pierdut, nu e nicio problemă. Da, pe ce s-a oprit, da, interesant. Da, problema. Nu am știut, interesant. Problema... Cine ai știut? Cine? Ai, asta n-ai știut? Da, asta aș făcut să te dă... Să duci în perpendiculară, fiind dreapta? Am ca să o afli. Deci ne-a plecat pe orzinul, da, să faci pe Pitagora. Deci ne-a plecat, da. Mergea și cealaltă, la urma urmii, cinci... Muncea mai mult, prima soluție a fost muncă. Da, după ce ai văzut, de ce ne-a plecat, nu? Da, asta a făcut. Păi copilul ăla de dus la școală, nu te supăra. Asta a făcut doi, să se determină în urmă AB. Maria Tăfut, AB și BA cu trecul porționale. Da, vorba. Nu mai știu ora. Hai să-l facem. Facem că avem niște probleme mișto buni bani la geometrie. Ăla cu AB. Ce constatăm? Acum, Mihaela a spus așa. Iată, voi părinții sunteți în situația aceea de a vă pune problema. E la școală totuși. Exact. Adică trebuie părinții să facă... Este problema mea. Este extraordinar. Ea e, nu e a mea. E părinții sunt. Păi da. Ne mergem la serviciu, avem altele. Deci, era bine. Învățat trebuie să știți, nu voi trebuie să știu. Ai făcut asta cu AVE? Hai să facem. Hai să-mi facem. Păi acum, dar acum să vedem de familie, cum și uitare. Apoi, măi. Da, da, da. Se poate așa ceva? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu ei când stau la școală și ce se întâmplă dacă se fac aceste lucruri sau? Oare la casă continuați să te problema asta? Ei, nu. Vreau să fim serioși. Trebuie că vreau să fac cu mea. Nu cred că o dată, facem, sigur că o faci cu ei numărul ăsta? Nu, mama, ei, e bun. Nu, ziceam prea problemă și după aia să facem la coapte, că nici ala nu. Deci avem așa de o problemă. Da, facem. O problemă. Trapezul drept, în ipoteza. Dacă trec la geometrie, da. La geometrie o fi nici fac al fișei. Da. Dacă mai avem ceva la geometrie. E mai important ca asta. Da. Adică e prea ușoară ca să...